Vizita de lucru a dascălilor a continuat în gospodăria antreprenoarei Stella Fedescu, care de asemenea își crește produsele în sistem ecologic. Aici gazda din start a hotărât să-și surprindă oaspeții cu o masă mai deosebită. Dovleac și topinambur. Proteina o vom lua din felul 2, unde vom avea diferite humusuri. Asta este Mario, este ficiorul meu. Toată mâncarea este din ingrediente vegetale. Musafirii au gustat mai multe feluri de pesto, după care gazda a venit cu niște sfaturi ce țin de nutriție. Spre exemplu, și-a îndemnat oaspeții ca de acum încolo semințele și nucile de tot felul pe care urmează să le consume să fie neapărat hidratate. Cu acest îndemn, în ultima perioadă vin de fapt și mai mulți nutriționiști, medici și oameni de știință. Acum, cine știe despre semințe și nuci? De ce noi trebuie să le hidratăm obligatoriu înainte de a fi consumate? Pe această coarjă, cât de micuță n-ar fi această semință, iar nevoie ce să facă? Să se protejeze până la apariția unor condiții prielnice de viață, care vor fi în anul următor. Și până atunci, cum se conservează ele natural? Au niște substanțe conservanți pe ele, care sunt pentru noi absolut toxice. Atunci noi când hidratăm, noi spălăm de acești conservanți semințele, trezim semințele la viață, se rarefiază țesutul și atunci noi când facem un tahine, tahine este pastă de năut înmuiat în apă, după care bătut foarte bine, până facem din el o smântână foarte fină, fără fierbere. Deci în această smântână foarte fină, noi adăugăm boabele de năut. Rețeta tradițională prevede un pic de susan, putem să-l prăjim pentru a accentua mirosul de susan. Noi nu prea prăjim, dar putem să evităm această etapă. Ea este gustativă importantă. În felul acesta pe noi ne amăgesc producătorii din producerile mari, mass market, unde pun 5% susan, îl prăjesc și prin acest fel ce fac? Ne corup papilele noastre gustative. Noi credem că mâncăm 50% susan, dar acolo e numai 5%. Dar noi nu facem așa. Noi punem aici mult, mult susan, pentru că noi nici nu-l prăjim, îl blânduim bine și adăugăm acolo năut. Mulțumesc de atenție! Stella Fedescu le-a mai prezentat apoi oaspeților covorașele pentru scaune, care pot fi confecționate din materiale reciclabile, după care a început excursia prin curtea sa, care seamănă mult cu o grădină botanică. Primul popas a fost făcut lângă plantele de salvie, care, apropo, pe larg sunt utilizate pentru prepararea băuturilor și mâncărurilor. Asta e salvia officinalis cu 2 de fie. Doamnele profesoare, ce înseamnă o plantă când are denumirea officinalis după denumirea plantei? E bună medicină. Este, are studiate proprietățile terapeutice. Iar aceasta, spre exemplu, este o specie rară și foarte veche de bujor, frunzele căruia amintesc de mărar, care extrem de rar mai poate fi văzut în satele noastre. Este bujor. Se înmulțește cum? Se înmulțește ca și oricare bujor. E foarte aromat, ține ca și bujorul roșu puține zile, un pic mai mult decât cel obișnuit roșu și este cel mai timpuriu din toate când sunt în Moldova. Dascălii au vrut să cunoască și alte plante de aici. Iată, aici avem o colecție bogată de mușcate. Astea sunt curgătoare, astea sunt deci obișnuite și asta este o specie mai nouă care la creștere este simplă ca și cea obișnuită, însă face inflorescența mai mașcată și este la mod, iată, anume asta. Asta este un liliac pitic, deci el are frunza mai măruntă. După aceasta, gazda a început să povestească despre metodele ei de gospodărire în sistem ecologic. Noi avem acolo o grămadă, acolo am făcut un model de compost leneș. Și cum credeți că obținem un compost super leneș? Ne făcând nimic. Ne făcând nimic. Da, aveți dreptate. Eu fac acest lucru în fiecare colț al grădinii, unde veți vedea moviliție, unde veți vedea, de exemplu, poate un miros veți simți. Acolo înseamnă că este o mină de compost super leneș. Deci de ce fac eu acest lucru? Pentru că de obicei obișnuiesc să grădinăresc singură și nu am foarte mulți mușchi și nu mi-ar plăcea să car cu căldările compostul de la locul de compostare. Și atunci eu prefer să-mi aduc materie vegetală în moment că, când ea se produce, de fiecare dată cu găletuța din casă, de exemplu, în locul unde cred eu că am nevoie. Îmi săp o gropicică nu prea mare,
astup deasupra sau cu material verde, frunze, strușcă, pot folosi orice, dar cel mai simplu este cu aceeași țărână. Deci îndepărtăm țărână, punem găleata de resturi vegetale la loc, în gropiță și după aceea acoperim cu pământ. Ce este important să respectăm? O singură regulă în producerea acestui compost super leneș. 1. Punem în locurile unde nu cresc plante la moment, pentru a nu deranja rădăcinile și nu a aduce aciditate suplimentară la rădăcina unor plante care n-ar tolera acest lucru. 2. Îngropăm și izolăm foarte bine pentru a avea un proces de compostare, fermentare anaerobă, da? Pentru că dacă acolo va intra aerul, vom avea putrefacție, gâzie, pot veni în dependență ce acolo adăugăm, poate să vină chiar și niște șobolani. Și atunci vom avea doar probleme, în afară de faptul că doar că am scăpat din casă, am mutat murdărie din casă în alt colț și am făcut încă o murdărie mai mare. Deci foarte atenție! Când noi vorbim despre compostare, asta înseamnă de adoptarea la unor reguli foarte clare, foarte stricte și de o disciplină. Asta nu înseamnă că tuflim corjul de cartof, un să ne merește în orice colț a grădinii sau a terenului școlar. Deci asta se etichetează, asta se înseamnă atunci când este gestionat de mai multe persoane. Pentru că această grădină este gestionată de mine, eu pot să-mi permit ca să nu etichetez acest spațiu. Eu știu că acolo mi-am format eu singură o grămadă de material vegetativ care se compostează și aduc aici în special mai des material vegetativ care se compostează și ud cu ceai de bocaș acid, pentru că am aici un răzor acru pentru plantele care iubesc solul acru. Și avem aici, spre exemplu, rododendronul, avem gortenzia și avem aici cheria, o nouă plantă care crește foarte bine în clima noastră, este foarte decorativ, este aici doar un puiet, acum pentru prima dată l-am plantat în această primăvară. Ulterior, Stella Fetescu le-a arătat oaspeților și care sunt efectele mulcirii. Uitați-vă la mine ce fac eu aici. Noi să facem acum experimentul. Ce observați, fetele, acum, când eu ridic această lopată? Un pământ negru, găuril, da, și granulat. Putem să vedem, după compoziția sa, sunt și râme, e un sol umed, e fărâmicios. Acolo era imediat, da? Aici e mai tare, așa că noi observăm deja 5 cm de sol uscat. Chiar și la suprafață este umed și o parte din plante, ele s-au descompus, că noi avem deja, iată, vedeți, rădăcinuțele astea. Și încă noi ce putem să mai vedem prin experimentul care noi aflăm, este foarte moale și ușor pătrunde și noi aici foarte ușor acum putem să ne punem răsadul nostru. La final de excursie, profesorii de biologie și chimie s-au arătat surprinși de volumul de noutăți, despre care urmează să povestească elevilor, dar și celor de acasă. Astăzi am aflat nou oportunitățile care ne oferă agricultura, dar dintr-o altă perspectivă. Ceea ce am văzut este practic și cum putem aprofunda cunoștințele noastre și cum să le aplicăm chiar și în gospodările noastre țărănești, fiindcă la noi oamenii sunt sceptici la ceea ce ține de nou și mai ales dacă avem termenul de eco. Și atunci când apare eco, sunt niște gândecei, sunt niște vermișori și nu trebuie prelucrate cu pesticide. Nu chiar este chiar așa. Am aflat că totuși se poate destropit unele plante sau unele culturi agricole chiar și cu piatra vânătă și cu varul, că acestea nu sunt dăunătoare. Nu este necesar să facem curățenie ideală în grădină. Asta înseamnă că nu trebuie să plivim tot iarba, că asta este o simbioză. Și ce am mai aflat nou pentru mine cu grădina, mai mult este soțul, o nouă modalitate și un nou tip de instrument care vine tot în ușurare. Așadar, în această gospodărie, dascălii au cunoscut lucruri noi și utile. Ei au remarcat că, de fapt, nu e așa de complicat. De multe ori se întâlnește stereotipuri că agricultura ecologică e ceva foarte complicat, ești foarte legat de grădină. Da, munca este foarte multă, dar, de fapt, nu e atât de complicat. Din contra, sunt multe lucruri mult mai ușoare. De exemplu, lupta cu dăunătorii. De fapt, termenul lupta cu dăunătorii nu există în agricultura ecologică. Se caută metode de a fi toți în armonie, da, și dăunătorii, sau se caută metode ca cumva ei se duc singurei dacă vor să se ducă. Toți au întrebat, da, cum, da, de ce, da, la mine acasă,
pască la noi de obicei stau rândurile așa frumoase, îngrijite, în terenul negru. De fapt, așa cumva este și o cultură la noi. Cine gospodar trebuie să aibă, să vadă grădina neagră și rândurile așa de culturi. Și pentru ei asta a fost foarte uimitor la prima vedere cum crește planta asta și ea este deja o plantă puternică și alături iarbă și ei, niște vasile, niște stela, nu se grăbesc, trebuie, când târziam cu prășitul, ei nu se grăbesc, totul este o armonie. De fapt, toți cei prezenți la acest eveniment sunt de părere că interesul față de centrul eco și agricultura ecologică cu siguranță va fi mult mai mare în viitor. Îmi place că în ultimul timp oamenii sunt mult mai deschiși spre acest capitol și în alege produsele pe care le mâncăm, unde au fost crescute, cum au fost crescute, deja oamenii încep să aleagă. Lucrurile încep să se schimbe atunci când oamenii încep să aibă probleme de sănătate, probleme de digestie, unele probleme care și ei înțeleg că ei au nevoie de o altă mâncare. Produsele trebuie să fie altfel crescute. Tot ce este acum pe piața locală, mai vorbim mai mult de produse, legume, fructe de import, sunt crescute cu foarte mulți fertilizanți. Și oamenii la un moment dat singuri încep să-și dea seama că eu trebuie să cresc în grădina mea un pic altfel. Astfel de instruiri pentru profesorii de biologie și chimie, dar și educație tehnologică, au fost deja organizate la antreprenorii din nordul țării care muncesc în sistem ecologic și altele urmează să aibă loc în sudul Republicii.